fetiță dumneavoastră ați fost și realizatoare și prezentatoare TV. Cum este această paralelă? Da, am început ca prezentatoare TV. E paralel între... artă, între... A, între teatru și ca actriță și prezentatoare. După Revoluție, imediat s-a pus problema că noi ca actori n-ar trebui să facem nici telenovele, nici seriale, nici să apărăm în reclame, că nu... Adică, apropo de rangul actorului și de... și nici televiziune, că dacă faci televiziune, atunci la teatru mai scârție. Sunt actori, și e dovedit, care au putut face și televiziune, da, și teatru. Dar, într-adevăr, sunt două lucruri atât de diferite, încât singurul lucru important a fost că m-am împrietenit cu camera. Adică, având 4 ani și jumătate fiind în televiziune, m-am împrietenit cu camera și atunci mi-a fost mult mai ușor în filme, mi-a fost mult mai ușor... Adică am căpătat experiență în sensul ăsta, că se filmează, că trebuie să te concentrezi într-un anume fel. Dar eu când aveam acești 4 ani jumate de televiziune, când ajungeam la teatru să joc, mă scuturam de tot ce mi se întâmplase peste zi ca să intru în piesa pe care trebuia să joc. Deci erau două lucruri absolut diferite. Ideea este să ai putința să faci și. Unii nu pot face și. Adică nu. Mie mi-a folosit experiența. Mie îmi plac lucrurile noi și îmi place să le experimentez. Și am zis, încerc să fac și asta, pentru că e o experiență în plus și mă ajută. Da. E motivul pentru care am făcut-o. Când am ales însă să plec de la televiziune, pentru că eu am ales, m-am gândit, eu de fapt ce vreau? Că dacă ar fi să fie dorința mea de a face televiziune, atunci cea mai mare dorință mea era să merg în lume și să filmez ceva gen Lonely Planet, reportaje din lume, civilizații, oameni și așa mai departe. Așa mi-a fi plăcut. Dar neavând această posibilitate și având pasiunea din copilărie, am zis nu. Nu e asta pasiunea mea, nu e televiziunea pasiunea mea, pasiunea mea e asta. Și atunci am oprit experiența televiziune și m-am îndreptat spre zona mea. Cu toate că mă gândesc că aparițiile TV v-ar fi adus o popularitate mult mai mare. Mi-a adus popularitate mare, dar a fost o întâmplare a existenței mele televiziune. Nici n-am vrut să dau probă. M-am dus și am dat o probă atipică, mi se cereau anumite lucruri și am spus altceva decât trebuia. M-am dus ca să nu iau proba. Și am luat-o. Și pe urmă am zis, ok, este să se întâmple, hai să vedem ce se întâmplă. Și a durat 4 ani jumate. Chiar ați fost în inimile telespectatorilor acasă, erați asociată cu imaginea aceea. Da, știu. La un moment dat am auzit pe cineva spunând într-un magazin, mă, asta e aia? Cam așa am auzit. Cum reacționați când auziți asta? Nu e nicio problemă. Nu cred în acest tip de vedetism, dacă vrei. Nu cred nici în vedetele de carton care se perindă în televiziunile de... commercials, cum să le zic, de astea care se poartă acum, ca să câștige publicul, să nu cred în asta. Adică nu m-am considerat niciodată o vedetă și nu m-am purtat ca o vedetă, pentru că nu cred în asta cu vedeta. Ok, lumea te cunoaște, e bine că m-a cunoscut, că atunci vine la teatru. Dumneavoastră sunteți și traducătoare. Cum ați descoperit această latură? Nu, am tradus cu mulți ani în urmă un roman. Era o cunoștință apropiată care avea o editură și mi-a propus, știind că știu engleză, mi-a propus să traduc acest roman Moștenitorii, care din punctul meu de vedere nu este o super traducere, deci acum uitându-mă peste el, adică nu. Vreau să faceți? Nu, putea fi mai bine. Dar am tradus piese și traduc piese de teatru pe care aș vrea să joc. Eu, când traduci în limba română, nu trebuie să știi atât de bine limba engleză sau americană, cât trebuie să știi limba română și să găsești similitudinile între frazele americane sau englezești și cele românești. Adică să găsești, și zic, similare, pentru că nu e aceeași, nu e același lucru. Chiar. Da, dar trebuie să traduci cumva în românește și atunci
m-a ajutat exercițiul cu acel roman ca să traduc piese de teatru. De altfel, sunteți și voiceover pentru multe reclame. Ați și câștigat în Croația premiu pentru piesa Underground, piesă radiofonică? Da, piesa Saviana Istănescu, o piesă jumătate în română, jumătate în engleză. A luat premiul întâi în Croația, acum, nu mai știu bine, 5-6 ani. Teatru radiofonic. Iar reclame cu vocea fac de 18-19 ani. Da, de când au început reclamele cu vocea. De altfel, ați afirmat că în realizarea unui spot publicitar este nevoie de o anumită tehnică, implicare și interpretare. Da, e o tehnică anume. Nu sunt foarte mulți folosiți în aceste reclame, pentru că deja ne știu studiourile și ne cheamă pentru că știu că avem această tehnică, dacă vrei. Ea se poate învăța, este obligatoriu să ai ureche muzicală. Și pe urmă să înțelegi intenția pe care o doresc cei care fac spotul publicitar și să te implici. Adică nu e pur și simplu pui vocea pe un spot publicitar. E o anumită implicare, o anumită tehnică și e chiar o plăcere în a face asemenea reclame. Cum a fost colaborarea cu National Geographic? Aici este o minune, pentru că e plăcerea mea să colaborez cu ei. De când a venit National Geographic în România, eu sunt voiceover împreună cu Marius Vintilă. Și e minunată colaborarea, pentru că este un producător care ne dă libertatea să și interpretăm, deci nu numai să punem vocea pe promouri, dar e o plăcere, e o echipă foarte frumoasă și o echipă de oameni foarte deschiși la minte, care fac aceste promouri sau le, mă rog, ajung de comun acord și cu noi să le facem într-un anume fel. Și asta dă o anumită patină, o anumită, cum să-i spun, o anumită, suntem singulari, ca să zic așa, suntem în felul nostru, nu suntem ca alții. Dar care credeți că este soarta teatrului? Care credeți că este soarta teatrului radiofonic? Din păcate, de ceva vreme nu mai colaborez și nu sunt singura, adică nu prea se mai face teatru radiofonic. Ceea ce e mare păcat, spun. A fost o perioadă, acum vreo 5 ani, când făceam teatru radiofonic foarte des. Și erau premiere de teatru radiofonic. Nu știu, nu se mai investește în zona asta și e mare păcat. Pentru că am avut surpriza când am fost la radio chemată la un interviu să vorbesc cu ascultători din țară și să constat cu mare plăcere că i-a ascultat în continuare teatru radiofonic. Și este păcat că nu se investește, ca și în producțiile teatrale la televiziunea română. De altfel, vă amintiți care a fost primul teatru în care ați jucat și prima piesă? Da, cum să nu? Era Școala Populară de Artă în Brașov și am jucat într-o piesă care se numea Inimă Fierbinte, de Dumitru Solomon, și era o piesă, știam, în care jucase și Vali Sece. Și cum v-ați simțit acolo, știind că în public sunt cunoscuții dumneavoastră? Nu erau cunoscuți, veneau la Școala Populară de Artă spectatori și obișnuiți și la un moment dat mă și porecliseră Inimă Fierbinte.